Loteria bonurilor fiscale este un proiect inedit pentru România, care există și în alte țări și a fost inițiat de fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov. Prima extragere va avea loc pe 13 aprilie, iar dacă ați strâns toate bonurile fiscale din perioada 2 februarie-28 martie, pe care le-ați primit după ce ați făcut cumpărături, atunci aveți mai multe șanse de câștig. Se vor extrage două numere, unul de la 1 la 999, reprezentând valoarea bonului fiscal și altul reprezentând data emiterii. O persoană poate câștiga la aceeași extragere cu mai multe bonuri, la loteria bonurilor fiscale putând participa oricine. Toți posesorii de bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ cele două condiții trebuie să se prezinte în termen de 30 de zile la orice unitate ANAF pentru a depune documentul în original. În decurs de 10 zile de la expirarea perioadei, unitățile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile. Fondul de premiere alocat de Ministerul Finanțelor este de 1 milion de lei. Bonurile emise în luna aprilie pot participa la cea de-a doua extragere a loteriei bonurilor, care va avea loc în mai. În plus, dacă păstrați toate bonurile fiscale dintr-un an calendaristic, atunci aveți mai multe șanse de câștig la extragerea specială, care va avea loc de Crăciun. Așa că fiecare bon fiscal reprezintă o șansă de câștig și tot ce trebuie să faceți este să-l cereți atunci când plătiți un produs sau un serviciu. În acest fel, contribuiți la combaterea evaziunii fiscale, sunteți un cetățean responsabil și puteți câștiga și la loteria bonurilor. Aceasta este ideea unui concurs unic în România ultimilor 25 de ani.